Intervenție cu greutate pentru pompierii pășcăneni. Aceștia au fost solicitați pentru a ajuta două persoane supraponderare. Unul pentru a fi transportat la spital pentru investigații, iar cel de-al doilea să fie ridicat de pe o podea și conectat la aparate. Numai la un caz au participat 8 pompieri. Un bărbat supraponderal din Pașcani, care locuiește la blocul Moldova, a avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi dus la spital. Pășcăneanului, cu o greutate de 250 de kg, i s-a făcut rău și a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Însă, din cauza greutății, nu a putut fi coborât cu liftul, iar medicii de la ambulanță au chemat în ajutor pompierii pentru a-l coborî cele 4 etaje pe brațe. La intervenție au participat 8 pompieri. Un caz mai deosebit în spital avem în internat în ATI, s-a prezentat în stare gravă. Un bărbat cu obezitate morbidă, un bărbat din Pașcani, cu obezitate în jur de 250 de kg, care a fost adus de 8 pompieri și instalat la noi în ATI. Un bărbat în stare gravă, cu edem pulmonar acut, cu febră de cauză neprecizată, cu escare suprainfectate, la care se fac investigațiile pentru a se preciza care sunt diagnosticile în totalitate și pentru a se stabili condiția terapeutică. E o problemă pentru noi, pentru că paturile de ATI nu sunt, care sunt paturi speciale, nu sunt concepute pentru asemenea greutăți. Noi când am făcut caietul de sarcini pentru a achiziționa aceste paturi de ATI, am pus o greutate maximă, cred că de 120-130 kg și nu mai mult. De asemenea, pompierii pășcăneni au fost solicitați și pentru a ridica o persoană supraponderală căzută pe podea în casă. Pășcăneanul, care are peste 300 de kilograme, a refuzat să fie dus la spital, însă a fost conectat la aparatul de oxigen. În acest weekend, echipajul IEPA a fost solicitat la un număr de 10 intervenții, iar echipajul de descarcerare de blocare la un număr de 4 intervenții, în principal pentru sprijinirea unor persoane supraponderale, scopul va fi deplasate la spitalul municipal Pașcani. Nu este pentru prima dată când pompierii pășcăneni sunt solicitați la alte intervenții decât cele de stingere incendiu sau de descarcerare.